Mamă, dar ce albastru sunt. Ce albastru sunt. Da, cam încet, nu? Oh! A fost poza invers. Tare YouTube. Perfectă poza de thumbnail. Ați dacă să dau un share pe astea social. La secundă. Sper să nu mă bușească YouTube-ul prea tare cu copyright-uri pe stream, dar dacă o faci, ea e. Ia uite o poză, mi-a apărut aici cu smără. Ce pungă mișto de la H&M, are smără. Știți cât de mult iubesc H&M și că mereu găsesc cele mai drăguțe outfit-uri la ei. Let's go. O să fac și o poză, dar nu cu H&M, cu New Yorker. Dușmanii H&M-ului. Și o să vă pun. Știți cât de mult iubesc chiloții de la, de la New Yorker? 10 din 10, man, chiloții aia te țin 7 ani. Ah, dacă n-ați rupt încă butonul de like în două, să știți că puteți face acest lucru. Să nu uitați să rupeți butonul de like, e foarte important să rupeți butonul de like. Stați-o să dau și share pe Twitter, bineînțeles. Cred că s-o dat pe Discord, nu? O oră de live pe YouTube azi, pentru că n-am mai făcut de mult și na. Gata, ai cândat. Bă, dar ce-mi place mai de asta? Așa, bun, hai să vă mesajele. O, să trăiți, Adi! Salut, Laur și Andu și David, Otsuki și Tobi și Tabita. Bă, să aud cam tare muzica. A, nu, stai, e de la așa. Și Lulu, salut! Și Andu, Sarmale! Ce faci, dragul meu, Killer Bars? Ne-am mai văzut de mult. Salut, Tabita, ce faci? Bine, uite, un stream pe YouTube. Salut și ai, Gabi. Sarmale din Ardei. Că ia Sardei un puț, boss. Uite-te pe mâncare, Killer Bananas. Uite-te pe mâncare, Killer Bananas. M-am uitat pe mâncare, man. Ai ajuns să dai reclamă și la chiloți? Da. Hello, hello. Salut, Sebastian. Și Sfer, hello. Vezi că a început stream-ul cu 5 ore mai devreme. Mersi, adică mi-ai zis chiar. Chiar mă gândeam de ce. Bă, dar ce albastru. Ia să deschid nocturna, olea, că oare schimbă situația. Nu prea să schimbă, de la lumina de afară, aia lăsăm așa, în așa. Bun, stream pe YouTube, stăm cred că până pe la cam o oră. Te-ți plec la țară sun. Și de asta, că nu fac stream-uri de acolo, adică o să stau azi. E ca un filtru albastru, da, e nou, dar e de la lumină, nu e niciun filtru pus. O să stau... mâine și luni, cred că s-ar putea, nu știu, ori luni, ori marți, dacă ei stau și luni. Da, marți sigur vin, marți să reluăm stream-urile. Da, păi v-am zis că mai fac un stream așa în weekend pe YouTube. Și încep la 8. Da, nu fac stream azi pe Twitch. Da, mă duc să mă întâlnesc cu Gheță. Salut, Laur, bine ai venit, hello. Eu plec în oraș, foarte bine. Ce mai faceți? Care-i viața? Care-i viața? Ce mai face YouTube? Still Alive?
văzut că am avut o activitate pe YouTube acum în ultima vreme, am rupt cu activitatea, mi-au scăzut toate stats-urile posibil. Am un short care edită, cred că are 30 de views, nu înțeleg cum... A, nu, are 60, mă scuzați. Două, care au 60 de views, extraordinar. De ce nu vă uitați la short-uri? Vreți să vin după voi? Da, dar un short are 1200, nu înțeleg cum funcționează. Cred că nu-l dă, nu-l împinge YouTube-ul recomandări. Anyway. Hai să-mi pun și asta la încărcat așa. Ce mai faceți? Care-i viața? Să treci Bogdan YouTube. Sunt Boris Americanu. Poți să-mi dai o notă la canal acum versus înainte? Nu prea. Sau nu știu dacă se poate aici. Dacă eram pe Twitch, puteam să intru direct pe username-ul tău, dar așa... Na, nu pot de aici. Și nici n-am deschis un alt tab cu mesajul. Hai, nu pot să intru pe conturile voastre, am nou boomer. E bine că îmi citești comentariul, știu. Pe short-ul ăla cu 1200 views e cu Minecraft, deci trebuie să joci Minecraft. A, nu știu, cred că s-o nimerit cu Minecraft. Am impresia... am impresia că gen când pui short și n-am mai pus de mult, ți-a împinge o leacă mai tare YouTube-ul. Ca așa ești pe TikTok. E un algoritm chestia asta, dar I mean, oare vă rog, cum nu prea contează shorts-urile astea pentru că nu aduc nimic decât views. Bă, dar vă că ai... Ce Dumnezeu ai făcut aici? Arată-mi și tot canalul. Ce să zic? Bă, că te-ai apucat serios de YouTube, dar vezi să continui. Adică să nu-ți iei pauze din astea foarte lungi așa de la YouTube. Nu, e mișto. Bă, că postez pe aici. Sfatul meu ar fi să postez măcar o dată pe săptămână, așa? Da, e mișto. Când mi-ai donat banii aia, uite ce am făcut cu ei, am investit, uite-te pe YouTube-ul meu. Unde sunt sarmalele? Salut, Marin! S-au consumat! You don't scream and you don't have 18 plus jokes. Cum vrei să ai good shorts? Da, așa e. That's basically true. Cum să iei gemuri gratis pe Stumble Guys? Ar trebui și eu joc Stumble Guys. Ce rege. Pe TikTok ești mai șmecher foarte bine, gen nu poți să-i atragi pe cei de pe TikTok să-ți vină pe YouTube, că să-ți vină așa. Mai doi, pe stream-ul ăsta doar vorbim, așa mă puteți întreba staff și o să vă răspund. Da. Mamă, ce ți-ai pus aici, man? Ți-ai pus mici? Ăștia sunt mici? Ăsta e un prânz corespunzător cum trebuie? Vezi că eu n-am servit prânzul, să... Îți cum trebuie, antena să aibă fan cage runner sau nimeni. Am văzut că genă are note destul de mari pe mine, cred că e bun, I guess. Eu am trenat ieri Mau Mau, Heroes of Pure Heart. O să aveam de gândat să fac un clip pe YouTube despre o recensie la el. Da, n-am mai reușit că trebuie să plec relativ repede. Îmi place Minecraft. Trebuie să plec relativ repede și n-am mai avut când să mai să mai fac clipuri. Deci cred că mâine poimine s-ar putea să vă vin un short din nou, ceva cu Twitch. By the way, pentru cei care nu știți, așa sunteți pe aici, poate sunteți mai mulți acum, știți că eu m-am mutat cu stream-ul pe Twitch, adică fac stream pe Twitch în fiecare seară, dacă vreți veniți, aveți link-ul în bio, primul link de acolo. Și vă aștept dacă vreți să... Lol, nu-i nimeni online la ora asta? Interesting. Vă aștept dacă vreți să susiți. A dat cu un euro. Bogdan, TikTok. Mersi, man, dar stai niște, nu trebuia să arunci cu bani. Puteai să-mi zici să mă uit pe TikTok. Hai că am deschis-ul. Stai, lol, am deschis. Ca să vă un mesaj, deci să mă pot uita și la staff-ul. Vă stați o leacă. Mersi mult de dono, thanks, apreciez. Ai făcut un euro la gol aici. Ești primul care a aruncat în borcan, thanks.
Hai că mă uit și pe TikTok-ul tău, stai o secundă, o secundă, o secundă. Bă, dacă mi-a putut pune YouTube-ul poza de la thumbnail invers, asta nu pot să o da și Iordache cu un beat, thanks, apreciez. Promovare plătită, Killer Banana, s-a schimbat. Stai, dacă, secundă, hai să mă fac, nu, hai că las așa, whatever. Așa, ia, ce mi-ai dat acolo, TikTok? Hai că intru, gen, cred că e TikTok-ul tău de la descrierea clipurilor, I guess, cred că l-ai pe aici, nu? Bă, de ce nu spui TikTok-ul la descrierea clipurilor? What? Oh, dar you big on TikTok. Ah, dar faci cu alți youtuberi. Da, astea prind în general, da. De fapt, asta. Hei, să-l obișnuiți să un nou video pe canal. Bine, astăzi dăm un vs. 1 cu un abonat care a câștigat giveaway-ul nostru pe Discord. Puteți intra și voi, le dăm giveaway-uri. Asta, mă. Ok, deci dăm un vs. 1 cu un abonat care a câștigat giveaway-ul nostru pe Discord. Puteți să intrați voi. Bă, dar canalul tău a devenit mai mișto. The fuck, ai făcut upgrade. Și poate facem un video alături de voi. Ok, mi-a dat bumă, vă dați. Vezi, poate nu te ții de YouTube, că dacă nu te ții de YouTube o să-ți dau bully toată viața. Poate devii și tu un X-Slader. Am câștigat, abonatul a pierdut, ae, GG, nu uitați să intrați pe semnul pe Discord dacă doriți să participi. Ah, felicitări. Eu zic să continui să postez pe TikTok, că îți mai vin. Eventual, na, tu spun vezi Discord-ul aici, dacă vrei YouTube-ul, poți spui YouTube-ul aici, știi, gen la... Și poți spui și un pin cu gen un call to action aici, să spui un pin cu, I don't know, hai și pe YouTube să dai link-ul către YouTube sau, na, numele canalului de YouTube, știi? O, deci minunile există să trăiți Capitanul Hook, bine ați venit. Aș vrea să devin Twitch afiliat doar ca pentru a avea custom emoji. Și eu, da. Da, e mișto. Mă trebuie să te posedă asta, mă găs. Am făcut un pact cu ei. Așa. Și am devenit posedat. Încerc noaptea să latru, să urlu la lună. Mai la lună pline să mă transform în skin din joc. Prietenii mei zic că ești posedat. Aia e 71 de mii, ăsta 72? Sau care e zis ăsta, nu? Stumble Guys, dar dau 1 vs 1 cu Stumble Guys România, ce credeți? Hai să vedem dacă putem să îl batem pe creatorul contului Stumble Guys România. Dacă nu știți, este Nin, îl aveți chiar acum pe ecran și cu tot. Ok, era să-mi dea pumn, dar m-am ferit că sunt un ninjago super special. Pumnă! Eu cred că pierd la jocul ăsta, la cum arată. Pierd. Da, bine, e foarte fain, știți de el, adică ți-am zis să continui să postez și să încerci să-i atragi pe YouTube, părerea mea, știi că și cât-ți vinde pe TikTok, pe YouTube. Dacă îi atragi în zona aia, nu știu, poți pui un call to action, ceva la sfârșit, să zici efectiv în clip, să vină și pe YouTube sau... Ok, vara nu dorm. Yeah, it works. Salut, ai văzut Cartoon Network, a postat episoade cu Dincolo de Hotarul Grădinii, cred că e pe minus... Nu, cred că le-a postat cel mai sigur, nu câți pe minus cu cașcavalul, ci că vine Halloween-ul. E mai Halloween stuff, adică în octombrie acum e posibil să reposteze sau să pună efectiv la televizor anumite chestii în temă. Am văzut pe că deja sunt destul de big cu Halloween-ul și deja e abia prima zi din octombrie, știi, pe Instagram. So, yeah.
Bai, doi băieți, dacă mai sunteți noi pe aici și n-ați venit pe Twitch, aveți link la descriere către Twitch, puteți să faceți o vizită acolo. Acolo fac stream-uri în fiecare zi la ora 7, doar azi, slash mâine, slash poimâine, nu o să fac, sunt plecat, dar în general cam așa e zilnic. M-a pus mama să schimb draperia. Ce mai faci, Tabita? De ce nu vii și tu pe Twitch? Să zic salut! Nu-ți place Twitch-ul? Tot albastru, tot albastru. Halloween party when? La final de octombrie. O să fac sigur un, mă gândesc la un stream special sau mai multe legate de Halloween. Sigur, vorbim atunci. Să știi că nu uit de banii ăia și o să-ți dau un zecit într-o zi. Mamă, ce drăguț. O să vină cu miliarde de Bogdan și o să... O donație de la șeful miliarde. Stai, niște, mă bucur că te-am ajutat atunci când, na. Și, na. E ok. Câbz e albastru, prea chill. Da, albastru ăsta depresiv, așa. Spama cu paranteză deschisă, paranteză închisă, paranteză exact. Deschisă, paranteză exact. Închisă, paranteză deschisă, exact. Paranteză închisă. Helen, așa, ai aveți pe TikTok-ul meu. TikTok-ul tău, Sălăca Anime, dacă vrei să intri pe TikTok-ul meu. Hai că intru, Sălăca Anime. Și ce vrei să zic aici? Ce vrei să zic? Ați nebunic, t-am fost plecat, s-a întors trepărul vostru preferat, ia. Perfect! Deja îmi place acest cont. Deja îmi place. Let's go. Viața mea e 4, n-am somn. Asta. Au venit Alex, așa cum au venit, așa au plecat. În sfârșit am răcit. Bă, contul superb, dacă ar exista asta ar fi. să trăiți, Flavian, bine ai venit, hello. Da, așa e, welcome, ce faci? Lui mama nu-i place Twitch. Ah, ok. Da, să știi că Twitch-ul, all-in-all, așa mi se pare o platformă mult mai safe decât YouTube-ul, sincer. Că eu dacă aș fi părinte, mi-aș lăsa copiii mai degrabă pe Twitch decât pe YouTube. La citit Killer Bananas, la ceva de suflet care să meargă cu sâmbătă dimineață, desigur. A venit Bezea, dați taxa de protecție, să trăiți, domn Bezea, bine ați venit, hello, ce faceți? Pe Bezea, pe Bezea l-am mai văzut și pe Twitch, nu-i problemă, să trăiți, Pavel Laurențiu, o să apară Gravity Falls sezonul 3, nu cred. Deocamdată nu știu nimic despre asta. Sălăca Anime mai vine și el pe Twitch, bună Sfer nu vine niciodată pe Twitch. Nu poate da schif la Carmen acum, asta paranteză deschisă, paranteză Rusu închisă, Gabriel, nu știu. Paranteză deschisă, paranteză stați închisă. Oleacă. Paranteză deschisă, paranteză intră pe YouTube să vadă ce trebuie să fac la un... Paranteză deschisă, paranteză închisă, paranteză deschisă, paranteză închisă. Așa. Animal. Bă, trebuie să vă mai... Trebuie să vă mai dau... clipuri să mai pun valabile. Așa, bună, intru pe YouTube să cad ce trebuie să fac la un domeniu Genshin și vezi că ești live. Mind blown, știu ce faci, Denisa, bine venit, hai. Care te bate, am văzut pe Twitch. Denisa vine pe Twitch, nu ca voi. De Halloween se face un an de când ți-a cântat cu o stârcă colind. Iauzi, mamă, ce venturi. Twitch e ok. Dacă ai face un anime despre sport, care ar fi? Adi, vrei să-ți iau o leacă modul să-ți dau puțin bani temporar pe Twitch azi? Vrei? Vrei? Cuvântul TikTok și cuvântul moarte ar trebui să semne același lucru pentru tine, înțelegi? The fuck?
Nu înțeleg, explică-mi. Să mergi un abonat că sunt prost sau prost, și-s prost, știi? Chiar explică, nu înțeleg. De Helen se face unul, de când ți-a cântat cu stârcă colintul? Da, mai cita eu, trebuie să ies, vă las. Să trăiesc, Tabita! Tu nu mergi la țara azi? Plec într-o oră, cred că. Sau am zis să mai bag un stream așa... scurt pe YouTube. Ne-am uitat doar la 130 de ore la tine pe Twitch. M-am uitat doar, da, da, e ceea ce trebuie. Bucă mă revăză pe toți. Și eu mă bucur, Tabita. Dacă nu mai vii pe Twitch, o să-ți nu mai ca zic eu. Că... Ca nu, ca nu, ca eu, nu, ca nu. Nu, ca nu, eu, nu. Ca nu, nu, ca eu, nu. Ca nu, ca nu, ca eu, nu, ca nu. Ia, hai un mic timeout, Ladi. Așa, 600 de secunde să calmeze. Vedeți că dacă eu am voie să... așa, ce ai face cu banditul care a furat GTA 6? Dar nu a furat nimeni GTA 6, a făcut leak la... la joc în sine. Nu știu, e clar ilegal ce a făcut. Nu știu, l-aș judeca dacă aș fi judecătorul suprem al Statelor Unite și s-ar aplica... yeah, legea acolo. Yeah, cam asta aș face cu acela. Dar măcar am aflat câteva info cu privire la GTA. Ceea ce e bine, I guess. Nicăr sac. Da, nu știu ce vreau să demonstrez sincer cu leak-ul ăla. Adică, why? De ce ar fi făcut asta? S-o fi supărat pe un șef la Rockstar? Avea un beef cu el? Să-i face poze lui Ghiță? Da! Gen, vreau să-i fac niște poze lui Ghiță. Chiar mi-e dor de el, n-am mai văzut de mult. Vreau să le iau așa și zic, ce face Ghiță? Banditul, așa. De Crăciun, pe Fuego, sigur, să trezi, Ani, ce faci? Bine ai venit. Ghiță poate să transmită codul sursă de la GTA 6 la alți bandiți. Yeah, să zicem că poate să afecteze așa jocul, dar... Like... Na, nu știu, nu știu care au fost motivele lui, nu știu dacă a apărut gen care au fost motivele lui. Da, ah, nu, nu știu. Îmi spuneai ceva? Da, îți spuneam să ai o zi de nota 10 în continuare. Asta probabil să întâzie mai mult jocul și caută angajați sau alte chestii. Yeah, basically. Nu știu, dar cred că l-o găsi pe acela, nu? Parcă așa citeam. Da, cred că da, cam așa o să fie. O să întârzi jocul. Cu siguranță lui Ghiță este dor de tine la cât l-ai terorizat. Yep. Ne vedem altă dată. Pa, pa. Să trăiți, canal șters, mișto username. Cum te gândi, domnule, la acest username? By the way, puteți să rupem două butonuri de like dacă n-ați făcut-o până acum, ca să mă ajungă la recomandări, să mă mai vadă lumea aici, că mai fac live-uri pe YouTube. Dragon Ball la Disney. Nu înțeleg cum adică Dragon Ball la Disney. Un collab cu un film sau? Hai să vă mai zic ce mai, la ce mă mai uit acum. Gen, am terminat Mao Mao. O să vină o recenzie pe YouTube soon cu Mao Mao. După care cred că o să mă uit la The Boys serial. Nu știu dacă vorbesc despre asta pe YouTube. Am să văd. După care mai am câteva filme. O să mă uit la Harley Quinn, la desenul Harley Quinn. Cred că poate despre asta o să vorbesc. Vedem. Trebuie să mă uit și la Rick și Morty. Dar la Rick și Morty nu știu dacă s-a terminat. Am zis că e still ongoing. Și la She-Hulk trebuie să mă uit. Nu știu dacă s-o terminat nici ăsta. Mai am și ăla cu Lord of the Rings și House of Dragon. Aș vrea să le văd și pe astea. Dar cred că still ongoing și ele. Mă refer sezonul sine. Sau so, yeah, ea, nu știu. Man, YouTube is hard for working person. You need to exit full screen to like them. Come back. La Minimax, dar m-am uitat. Live în seara asta nu mai fac. Nu fac live nici azi, nici mâine, cel mai sigur.
poate luni, dacă nu marți o să vină. Următor stream pe Twitch. Și by the way, dacă n-ați venit pe Twitch, aveți primul link. There, vă aștept. Acolo fac streamurile. Ți-e frică de moarte, ți-e frică de abisul întunecat, toate faptele tale au fost dezvăluite, toate păcatele tale pedepsite, eu îți pot oferi o scăpare. Care aia, Davy? Zim. No, nu mai fac, dar cred că sunt activ pe astea, pe Instagram, pe Discord, pe whatever. Mai intru pe stream-urile altora, devin watcher. Îmi place să fiu watcher, not gonna lie. E ceea ce trebuie, ceea ce este nevoie. Ninjago n-am văzut, Ninjago aveam de gând să-l văd, dar am văzut că are și acela 800 de episoade și... Bine, nu 800, dar whatever, multe episoade și sezoane și nu știu dacă... Am zis că e ok, dar... Da. Dar și ăsta, Mau Mau, gen, e ok și așa, dar parcă nu e chiar desenul care să-mi placă mie. Parcă se desfășoară prea repede acțiunea, înseamnă foarte mult cu Motanul Încălțat. Motanul Încălțat, Ghost Intergalactic, cam asta e Mau Mau. Mă gândeam că e un plot alea mai complex, da, noi, for kids, asta, mai sunt niște chestii mai deep, așa, da, nu prea multe acum. Ego freaking the devil making deals in chat. Da, exact. Dacă vrei să faci un episod cu Disney animat de la Minimax, îți recomand 4 detectivi și jumătate. Ok, nu știu ce aia, da. Ok. Deci nu o să faci clipuri cu tematică de Crăciun ca pe... Cred că da. Da, mai este până la Crăciun, ok. Adică da. Mai așteptăm deocamdată, mă gândesc la Halloween. Că ăsta vine și vreau să pregătesc ceva mai special așa pe stream-uri pe Halloween. Iar pe YouTube cred că o să mai vină ceva clipuri mai în tema așa horror, nu știu, din nou trebuie să mă gândesc leacă la programul pentru octombrie și de clipuri și de streamuri. Să văd ce jocuri mai am, ce mai jucăm. O, dar bună ziua, să trăiți, domnule Daniel, bine ați venit, hello, stimuți și respect, ce faceți? Este animat cu detectivi? Ok. Ideea este că am alte desene mai... pe care chiar aș vrea să le văd, deci nu cred că bag altele înainte de astea. So, yeah. O, să trăiți, domn Matei, bine ați venit, hello. Ce faceți? Tăl Matei acolo, încă verde. Bă, mersi tuturor celor care mai luați membership-uri și din astea, vă mulțumesc enorm. Chiar dacă nu mai fac stream-uri aici. Gen, membership-ul la 2 lei, stimă și respect, thank you. Yeah, o să mai văd cu membership-urile, chiar am de gând să mai fac niște chestii mai speciale așa pentru membri aici pe YouTube, dar asta o să mai văd. Mai sunt 84 de zile până la Crăciun, aștept și eu, aștept să apar bomboanele de pom, mi-e dor de bomboane de pom. Te-na cursurile de la teatru, mamă, azi ai avut cursuri? Sâmbăta? Ce gamer. Ninjago are doar 210 episoade, cu tot cu nou sezon din 2012, ok. Da, doar 210, sunt multe. Bine, na, știu că la desene în general na, sunt cam de 10 minute, așa cred că ăsta e și cazul acolo, dar na. Yeah, I get it. Episoade pierdute din desene animate, cred că mai fac și cu episoade pierdute, așteptați-vă să vin și câteva clipuri așa mai horror. I don't know, nu știu, cu episoade pierdute cu... Nu știu, episoade horror din desene ăsta. Frumoasă adormită, care e adormită, să știi. Bună ziua, stimate domn, să trăiți frumoasă. Pam, dar ce să ne miștoai. Asta e bun de titlu de stream. Frumoasă adormită, care e dormită, să știi. Care e adormită. Bine venit, hai. Oh, și Zenos, să trăiți. Ce faci, Zenos? De la 10:30. Mamă. Nice, așa cum ești liber. Ce prea aveți despre ușile de la Lidl care se deschid singure? Genius, cel care le-a făcut merită statuie. Să tăi și creatura nopții, bine ați venit. Repet din nou cu link-ul de Twitch dacă vreți.
aveți link la descriere, fac stream-uri în fiecare zi acolo. Am văzut o postare pe Reddit cu niște gogoși de la Lidl acoperite de muști și erau muști din alea abețivi, cum îi se cheamă, știam și denumirea latinească, din alea mici, așa, hai de capul meu când le-am văzut. Bine, am jucat puțin God of War, vreau să-i bat pe toți foarte bine, un scop foarte bun. Vrei să faci episod cu Portal 1 și Portal? Cu jocul? Am jucat Portal 1, Portal 2 nu știu dacă îl mai joc. Da, e serio interesant, nu știu dacă aș găsi ceva nice. Username-ul e doar un nume orientativ, ok. Da, e, da, e interesant. Noi comandă să punem link-ul în chat. Nu cred că se pot lăsa link-uri pe YouTube și nici n-am cum să... să... în afară de moderatori, cred că pot pune. Dar dacă vreți să-mi dați un link or something, puteți să-mi dați pe Discord. Aveți Discord-ul mai jos. Vă așteptă și acolo dacă n-ați vine. De la mesaje. Ia-ți la Lidl și du-te la Mega. A, Mega-s overpriced, man, acolo. N-ai ce căuta acolo. Mega e ultima opțiune posibilă de la toate supermarketurile astea. Nu știu de fiecare dacă mă numesc par foarte scump pe chestii de acolo. Magazin de bogați. Că băsă că n-o să mai vorbești pe Naruto. Continui să fac recenziile la Naruto la toate sezoanele. Luna viitoare sigur cred că mai vorbim de câteva sezoane de Naruto. Yeah. Da, mai vorbim despre gen, poate nu te referi la recenziile a sezoanelor neapărat, ci la clipuri efectiv despre, da, mai vorbesc clar despre Naruto, mai ales că l-am văzut pe tot acum, știi? Vrei să facem așa bun? Noi comandă a renunță la Lidl. Da, am văzut aia. De ce a rămas o leacă? Ba nu, n-a rămas, ok. High on Life n-am văzut, nu știu despre ce. Mega-l bătuie pe Bendeac. Du-te la Kaufland sau la Penny. Eu mă duc în principiu la magazinul care e cel mai apropiat de casă. Și în cazul meu au mai multe opțiuni. Dar nu știu, așa cel mai cheap din toate și cel care, să zicem, că-s produs și mult mai este decât la altele, din ce am observat, e Lidl. Și Penny, cred că da mai mult spre Lidl aș bate. Cred. Na, Kaufland is something între. Carrefour mi se pare deja o leacă mai scump, puțin mai mai higher end. Și Mega mi se pare cel mai scump din toate, nu știu. Deși și Mega are câteodată promoții, reduceri din astea big. Au ei un stand cu niște reduceri, whatever, 50% din alea bangere. Dacă prins acolo, mi-am găsit două cutii cu lapte odată la preț la jumate. Bine, la jumate dați seama că tot erau scumpi, dar erau, în general încerc să iau sub 5 lei sticla cu lapte când iau, dar acolo era 3 lei 50 laptele, știi? Și na. Așa, să vezi Haiku? Nu știu ce. E anime? Bănuiesc, nu? O să faci un top ce mai răi răufăcători de Naruto. Bă, mai vorbesc sigur despre Naruto. Am murit Arșinel. Da, am văzut. RIP. Să trăiți, Costin, bine ați venit, hello. Dragon Ball Z sau Dragon Ball Super? N-am urmărit niciuna nici. De fapt nu, Dragon Ball Z am văzut ceva când era mic. Dragon Ball Super nu mai știu. Deci cred că ați zice Dragon Ball Z. La Lido am mâncare de săraci, de aia ieftin. Bă, era un soi de spaghete acolo. Era un soi de spaghete acolo la Lidl pe care le mai luam, dar le luam ca să mi le pun în camera mea când rămâneam fără ceva să iau de acolo, știi? Că genera 1,99 lei punga de spaghete, n-am văzut nicăieri. Și mai luam câte 5 din alea și le lăsam, le abandonam în dulap. Că cel mai mult îmi plac Barilla, știi? Spaghetele și alea sunt 4 lei, 5. Dar alea le aveam de rezervă acolo, în caz că, na, rămâneam fără spaghete or something. Da, acum, surpriză, aparent spaghetele alea s-au făcut
O mai crescut, ori cu un leu mai mult, ori cu un leu 50 ceva genul, sunt mai scumpe acum și acum sunt... parcă... I don't know ce zic. Dacă, chiar dacă vreți să faceți shopping-ul mai ieftin, cădeți pe scări, trimiteți e-mail la magazinul care l-ați făcut și vor da 400 de lei. Da, acolo cu fix ceea ce trebuie. Well, acum dacă pun o leacă în balanță, picior, timp de câteva săptămâni bune, nefuncțional versus voucherul ăla, sincer, aș prefera piciorul să fie funcțional. 3,50 lei, let's go. Da, în general nu prea găsești sub 5 lei. Mai găsești 4 lei 30, 4 lei 50. Dar sub 5 în general nu prea, și mai ales când e 3,50 lei. Cred că găsești dacă duci în piață și la 5 iei și iei 2 litri la un anumit preț, care cred că e mai value decât să iei din magazin Kaufland cutia. Dar în piață, n-ai de unde știi, trebuie să vorbești cu vânzătorul, trebuie să-l cunoști, trebuie să are avea prea mult bătai de cap. Da, anime e cu volei. Really? N-am mai auzit din anime cu volei. Ai văzut Sorin a murit Culio? Da, am văzut. Shawarma de la Lidl, care este bună. N-am mai fost la Lidl să iau shawarma de când s-a scumpit. Era la 5 lei, era perfect. Acum 8 lei, mai degrabă mi-au altceva, man. Astăzi mă gândeam să-mi iau MacBook Pro și când am văzut că e 300 de milioane, m-am potolit. Bă, MacBook Pro e fain, dar ce dacă faci ceva treabă efectiv cu el, adică dacă, depinde ce vrei să faci cu el. Dacă vrei pentru YouTube, filme și... nu știu ce mai poți uita. Surfing pe net, nu știu dacă e așa o idee bună, un pro din ăla. Adică ți-ai Air. Și Air găsești, MacBook Air. Găsești la un preț ok chiar și pe... și pe OLX dacă îl cauți. Bine, trebuie să te uiți dacă la vânzător să-i ceri detalii în stuff, dar... adică eu cel puțin așa l-am luat pe ăsta. Like, ei, ceea ce trebuie, știi? Supă la plic, yep. Știi că mi-a luat la un moment dat câteva așa, cred că... nu mai am acum prin dulap. Nu mai am acum prin dulap supă din aia, dar... actually nu-i bad supă aia, dar nu știu cât de sănătoasă e. Eu cred că în 2025 o să faci 100 ca abonați pe YouTube. Da, și eu, sper. E unul din goals-urile mele așa să ating 100 de ca pe YouTube, că n-am reușit niciodată. Să am placheta de 100 de ca să o pun în spate aici, să fac flex cu ea. Sunt muște pe shawarma de la Lidl, ok. Am văzut dimineața frumoasa din pădurea dormită, câteva serioase erau desenele pe vreme, adică vrăjitoare vrea să dea foc la castelul prințesei și după prințul omora pe vrăjitoare cu o sabie. Ah, da, erau... se întâmpla chestia asta pentru că erau, nu erau atât reglementări și staff, erau creatorii lăsați mai liberi să facă ce vor. Da, între timp s-au mai schimbat chestii, da, desenele vechi erau destul de scary, dar uite și în Tarzan, la fel, scena aia cu vânătorul ăla când moare. Efectiv se spânzură cumva, știi? Și o scenă foarte horror. Dar gen... o fost scoasă mai, adică... nu știu dacă o mai găsești acum în Dactyl sau Tarzan ăsta. Ori a fost cenzurat, ori a fost scoasă. Și mai sunt multe chestii și în alte seriale, desene, filme. Hai cu e primul anime cu volei. Cred, nu sunt singur. Hai cu 30 de like-uri, că mă supărați, da, dacă n-ați dat like acolo. Ia-ți un asus, merge la orice YouTube, la jocuri, la muncă, la orice asus, e cel mai tare. Da, fac laptopuri bune la asus. În Polonia este VIP ca bogătașul. Da, nu știu dacă VIP neapărat, da, oricum Polonia nu e o țară așa, seamănă cu România foarte mult. Nu e așa high-end country. Tu pe OLX, el pe al tău? Da, de pe OLX am luat. Da, am stat leac și am cercetat cu un prieten care are MacBook de mulți ani și mi-a zis la ce să mă uit, la ce indicații să văd. Și chiar și așa, el a fost ok, dar cred că are totuși o problemă despre care nu mi-a zis acela. Gen, n-am cum să vă arăt pe așa, dar...
Mi se pare că lumina de la din spate, de la becul ăsta, de la MacBook, bate o leacă și pe ecran, nu știu de ce. Sau ia. Sunt jumate polonez. Polonia, în orice caz, e mai sus decât România. A, e jumate polonez, nice. A, da, bine, la infrastructură, la... La multe chestii și la curățenie și la faptul că e mult spațiu verde acolo, nu, hai că și mie mi s-a părut că asta făceam comparația pe stream zilele astea, că nu știu dacă România e ceva burger de la Kaufland, Polonia e tot un fel de burger, dar o leacă mai high-end, nu știu, dublu cheeseburgerul de la Mac. Like, na, da, e... Seamănă cu România, dar elea că mai mișto, așa zice. Cum să trebuie să mergi în Rusia să mănânci de acolo? Să mănânc ce bătaie? Să mănânc bombe? Sau să mănânc o plimbare până pe front în Stalingrad? Hai să vedem ce se întâmplă zilele următoare. Parcă văd că șeful de la Kremlin aruncă o bombă nucleară tactică undeva și primim ro alert. Aveți grijă, bombă nucleară în apropiere de România. Dacă na, aveți pastilul cu iod, luați-o. În sus mătate așa, mișto. My name is Anton, every morning I get up at 7 o'clock. Da, nu știu, am văzut și eu meme-ul ăla, nu știu exact de unde vine, cred că l-am văzut pe TikTok. Te duci la mobilizare, sigur, sunt primul, acolo prima linie mă duc. Umbra vânătorului din Tarzan spune că 1000 de imagini. Da, știu, scena e foarte creepy așa. Tu mai ai acel iPhone XS? Nu, aveam iPhone SE. Da, mai am. Nu, s-a stricat încă, dar bateria nu mai există, adică se descarcă imediat. Sau ea, it kind of sucks, dar n-am ce să fac. Tot albastru? Sigur că da. Valetă cu Scăletescu strigă, kill me, Gordon, kill me. Armata rusă în circuit în liman. Da, am auzit că au ceva pierderi pe acolo sau nu știu ce. Cum să, de ce nu pui două videouri pe zi? Nu cred că ar fi prea eficient să pun două clipuri pe zi, sincer. Adică aș putea într-o măsură, dar nu vreau să pun un clip care efectiv să n-aibă treabă cu canalul, știi? Adică gen, păstrez genul ăsta de clipuri pe care le fac eu și... Na, whatever, dacă mai vin ceva în plus în afară de astea, ok. Nenea Putin vrea să-l întreacă pe nenea cu mustață care a condus Germania în secolul 20. Yeah, it's bad. Ce magazin ai alege să te sponsorizezi? Lidl, Kaufland, Profi, Penny sau Mega? Kaufland, man. Ai mai văzut ceva nou despre Cartoon Network? Bă, ceva nou, nu știu, la Cartoon Network sunt schimbări very, very big acum, în sensul că ei renunță la multiproiecte, fac multiproiecte, cred că e haos, pur și simplu. We shall see, dacă mai aflu ceva, vă mai zic. Too much clips are not good for YouTube algorithm. Yeah, nici anumite tipuri de clipuri, uite când am pus shorts. O mers o perioadă, dar unii la un moment dat prindeau, altele flop complet. Na, depinde, depinde. So, yeah. Și am avut și perioade când am postat chiar și 3 clipuri pe zi. No, nu merge să pui prea multe clipuri pe zi, sincer. Cred că unul ajunge. Mi se pare că totodată cu unul și prea mult pe zi, sincer. Da, whatever. Am multe subiecte pe care să vorbesc, na. Important să am timp să le fac. Care a fost primul anime pe care l-ai văzut? Să trăiți The Squid. Nu știu. Cap-coadă? Cred că am văzut anime-uri când eram mic, dar nu știu dacă cap-coadă. Cred că Pokémon, primul sezon or something.
în genul ăla. Cartoon Network se distruge pe zi ce trece. Ok, face episode cu Portal 2 clip? Oh, I don't know. Bă, mai stau fix un sfert de oră. Deci dacă mai aveți ceva să spuneți, băgați acum. Trebuie să închid câte s-o tai la țară. Hai că, na, nu o tai imediat, să mă să fac un duș. Yeah. În principiu pe YouTube o să continuu să vedă clipuri. Da, cred că mâine și luni cel mai sigur o să pun shorts. Așa că da, asta permit shorts. Da, din marți încolo vin clipuri normale, cel mai sigur. Facem să o curaj când e cel fricos. Știi că îmi place să fac, dar trebuie să găsesc și topicuri despre curaj când e cel fricos. Adică dacă nu le găsesc, na. Să aplicații de întâlnire care să vă căutați sufletul perechi atunci folosiți Tinder. Dacă tot pleci la țară să-ți exemplu de la dincolo de hotarul grădinii. Stai înțeleg, ia uite-l, a venit Tinder-ul. Mi-era dor de băieți. Au. Să ții exemplu de la dincolo de hotarul grădinii, adică ce să fac, să mă duc într-o aventură fascinantă peste într-un ținut weird? Sigur, asta chiar am de gând să fac, am făcut program de luna asta, pentru timp n-am făcut niciun program. Stai viitoare, cred că-l fac. Vorbim, trebuie să mă gândesc o leacă și la jocurile pe care o să le joc, mai de groază așa. Lasă țara, stai cu noi, lasă că vorbești cu mama ta pe telefon, stai cu noi și faci live peste live. Da, Zeno, stai liniștit. Mă întorc. Nu stau mult. Cu Minecraft sau Five Nights at Freddy's n-am mai făcut, dar cine știe, poate acum cu ocazia Halloween nu mai fac. Minecraft. Ia, facem și cu Minecraft. Chiar dacă ați pregătit ceva mai în Halloween tematic așa, am să vă mai scriu și pe Discord asta, nu știu, puteți să mai puneți acolo, că știu că era la un moment dat o mapă cu un Bedwars cu Halloween ăsta. Puteți să reîntoarce chestia aia. Peste 7 ani și 9 luni. Mă întorc literally luni sau marți, nu știu. A să văd, dacă stau o zi în plus, whatever. Am și eu multă treabă, dar am zis că să mă mai duc, n-am mai fost de mult la țară și na. Ia. Yeah. Măcar o leacă așa la azi, mâine. Snoop Dogg e pe o insulă pustie și vrea să-i trimit $10,000 și o să-ți dea înapoi 1,000 de dolari. Cred că $1,000,000 ai vrut, așa, da, $1,000,000. Să-mi dai mie bani că-i trimit, da, sigur. Când vrei să spargi o piatră, să folosești puterea lui Dârză. Ok. FNAF 1, 2, 3, 4, Sister, locație 6, FNAF World, FNAF Security Bridge. Security Bridge nu știu dacă merge. Dar, I don't know, nu știu, poate. Adică vreau să mă mai joc jocuri de groază, why not. Nu-mi prea plac mie, dar... Bă, mai țin-ți minte anul trecut cu Outlast-ul. Jesus Christ. Aș putea și Outlast 2, dar... Hai de viața mea, jocul ăla, nu jocul ăla, nu, 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 nu. No. Da, e bun să peste ghiță să te zici, hai să-l ghiță, ți-a fost dor de mine. Păi normal, da. Îl iau așa. Ce face ghiță? Joacă The Forest. Da, mi-e frică de jocuri. Episoade cu mituri din FNAF. N-am jucat seria și cred că dacă era de făcut genul ăla de clipuri făceam când era ongoing, știi? Hai că acum, după ce s-a terminat, după aia, nu știu dacă mai sunt valabile unele din ele în staff sau, ia. Yeah. Mă să-mi pun alt username, că m-am plictisit de asta. Ok. Ok, ok.
Da, trebuie să mă gândesc o leacă la, la asta. Da, de asta ce m-am uitat, așa v-am mai zis. Vin niște săptămâni amuzante acum și prin oraș pe aici, că sunt zilele orașului și abia aștept o leacă să mă, să mă duc așa prin oraș, că știu cum mai vin și ăștia cu mâncare top notch în perioada asta. So, yeah. Nu știu, am zis, sper să continui să fie o vreme așa frumoasă cum e și acum. Chiar îi chiar îi plăcută vremea de afară. Live cu cald de la țară și nu, no, cred că fac niciun live pe pe la țară. Ia. Bă, în rest nu știu ce să vă mai zic. Na, dacă nu mai sunt. Să treci, Jerry Mexicanu, bine ai venit. Na, nu cred că am să fac niciun live de la țară. Na, din nou, vă repet, celor care sunteți pe stream acum, vă aștept pe Twitch, că acolo fac live-urile acum. Gen, aveți către Twitch la descriere. Fac în fiecare zi de la 7 live-uri acolo. Yeah, da, that's basically it. Clipuri pe YouTube o să continui să vină în continuare. Vă pun în fiecare zi. Doar acum gen astea două zile, cred că vin două shorts-uri, cel mai sigur. Adică nu cred, sigur vin două shorts-uri, adică gen duminică luni, pe care revenim la, la clipurile normale de marți încolo. Ce zici de nou meu, urză-ne, dă-mi un leu. Perfect. Vreau să vorbim cu Ghiță pe live, nu cu tine. Da, ok, că mai fac niciun live de acolo, că nu stau mult și, na, whatever. Da, mai vorbim pe Discord, pe Instagram, pe astea. Vrei să faci găgică, să-i spui fetei privet. Ok. Da. Este cam atâta. Ultimele chestii, așa, dacă mai aveți, băgați acum pe chat. O să ne mai auzim cu stream-uri din astea pe YouTube, cred că... începând de săptămâna viitoare. Aș vrea să-mi pun o oră specială în care să fac stream-uri pe YouTube. Nu weekend în special, dar nu știu. Nu știu dacă mă pot ține. Încerc în fiecare weekend să fac un stream de genul pe YouTube. Poate o leacă mai mare de oră, că acum trebuie să plec. Nu știu, vă două ore poate. Să mă mai și joc cu voi în staff. So yeah. Nu știu, mi-aș face și un program de stream-uri exclusiv pe YouTube, dar e cam greu să fac și stream-uri pe Twitch și pe YouTube în acea zi. Un clip cu Shelly de... Da. Shelly acum face, nu clipuri, s-o apucat de filme, nu știu, iar sunt depresie, iar plâng pe gresie, vă rog frumos să mă ajutați, nu o să spun pentru atenție. Sper să-ți revii. Eu cu strategia asta am deja 18 gagici. Mult înainte. Mult succes în continuare. Da. Să mai servim o bucată de apă. O bucată de apă. Să te naști dulciurile din străinătate. Mai trebuie să revin la dulciurile de aici. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. React la Mucea și Flocea, nu știu cine să ia, dar dacă vreți să mai fac reacturi, vă aștept pe Discord. Am făcut acolo la descriere două canale de postat. Puteți posta reacturi ori pe clipuri lungi, ori pe clipuri scurte. Și o să mă uit acolo când fac stream special de react pe Discord, pe Twitch. Și nu te le dai la dulciuri, bomboane Mozart 10 din 10. Atât. Napolitanele alea credeam că s-o leacă mai bune, dar mi se par foarte dulci. Nu știu, la alea 8-50, whatever. Ciocolata din Polonia n-a fost chiar atât de wow, la aia nu știu, 8.
Și ce-am mai luat? Cam atât, da, cam atât am luat. Cam atât am luat, da, nu mai am nimic. Yeah, basically cam asta e așa. Pe partea de dulciuri. Noi, The Kid Back, nu, cred că el, cred că-s boț de pe YouTube. Na, ne-am mai făcut stream-ul aici, nu-i mai cunosc, dar par a fi boț așa. Nu te super dacă faci live, voi face un text lung? Te super dacă la sfârșit de live voi face un text lung? Poți să faci text lung, dar vezi că ai o limită de caractere. Crezi în fantome? Bă, eu cred așa, adică, ai... Nu știu, sunt și niște fenomene astea pe care nu le putem explica câteodată. E, na. Nu știu ce să răspund la întrebarea asta, că nu există dovezi științifice în staff. Da. E ca la întrebarea cu extraterestri, cu ești în extraterestri. Oh, mersi Codin pentru membru. Bine ai venit, hello. Codin, sorry, nu Codrin. Thank you că ai mai luat membru și mulțumesc din nou tuturor celor care ați mai luat membrii, chiar dacă nu prea mai fac stream-uri aici. Apreciez foarte, foarte, foarte mult. Chipuri nu ai luat? Ce chipuri? Ai încercat berea poloneză? Berea poloneză în principiu ca bere la noi nu-i... Na, berile common. În schimb am încercat un fel de vin fiert, dar cu, în loc de vin avea bere. Și gen era nice. Adică da, e cam weird though. Deci efectiv vin fiert, dar în loc de vin era bere. Asta era, nu știu cum se chema băutura aia. Da, interesant, n-am mai gustat așa ceva până acum. Deci sunt boții aia care apar pe chat. Se mai întâmplă, mai apar. Nu știu. O să fac și live pe TikTok. Chiar plănuiesc să fac stream-uri de genul așa și pe TikTok. Dar o să mai vorbim legat de asta. Tricou cu Lidl, da. Marți intră în forță pe live. Da, marți intră în forță pe live. Marți cred că o să fac live pe Twitch, în care o să fie cu banana review. Deci, by the way, dacă mai aveți memes de postat pe Reddit sau pe Discord, aveți link-ul la descriere. Atunci fac reacturi la memes-urile voastre și cred că continuăm cu reacturi pe stream-ul ăla. Mă mai la staff. Mai vorbim, o să fie just chatting stream, cred că cel mai sigur ăla. Marți de pe la ora 7. Dacă vin luni, o să facem luni asta, dar nu sunt sigur, s-ar putea, cel mai sigur stau și luni la țară. Deci marți. Bezele la țară ca să te urmești la foc. Bă, nu sunt așa mare fan al bezelilor. Am încercat odată bezea din aia și țin minte cum am ars la limbă și... Adidas, da. De asta cu fantomele la fel ca la Dumnezeu, nici nu poți dovedi că există și nu poți nega existența lor. Da, something like that. Că băzai la Chiomet, o te incoming on TikTok. Păi dacă ar fi să fac un live din ăsta de genul pe TikTok, sigur ar fi în ziua și sigur ar fi ca să atrag lumea către YouTube și către Twitch, că ăsta e scopul acolo. Nu vreau să-mi fac comunitate imensă pe TikTok, știi? Adică, oricum acolo retenția e de 3,3 secunde. Cred că și mai puțin, 2,5 secunde. So, yeah. Ce vei face cu viața ta în continuare? Cu viața mea în continuare mă duc la țară. Puțin pe relax. Mă rog, relax. Cred că o să fac și treabă, s-ar putea, nu știu. Da, asta următoarele zile și apoi ne întoarcem strong. Cu treabă și tu. A, chiar până la urmă am vorbit cu clientul la care v-am zis eu că gen o dura foarte mult să mă plătească și m-au plătit, deci suntem good, mi-au trimis azi banii. O zic că uitat. Da, bine, chiar mai dat așa mesaj și am reamintit și mi-au trimis. Nu sta luni, vii luni, că dacă nu se duc eu cu forță. Ok. Mi-a numit câinele Melo, știi de ce?
Stai cu știam pe asta mea. Parcă mi-am mai zis tocat asta cu Melo, nu știu dacă tu mi-ai zis sau... Marshmallow, așa, da, 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 da. Nice. Așa. Bakugan e o copie după Pokémon. Am zis de unde, am zis că tu mi-ai lăsat și comentariu. Nu zic de unde până unde zici chestia asta. Adică Bakugan e cumva ceva foarte diferit de Pokémon, în prima. Cocomelon remix. Nu mai caut nici acum. Când mai bei un ceai cu Zamasu. Nu știu. Da. Hai, man, că avem o oră. Gata. O să mai fac stream-uri aici. Poate și de două ore. Da, tot așa pe weekend să vă așteptați. Până atunci însă ne vedem pe Twitch în fiecare zi de la ora 7 pentru cine vrea să vină pe stream-uri. Clipuri pe YouTube de la ora 12. Și na, ne mai auzim pe astea, pe Instagram, Discord și toate cele aveți la descriere, vă aștept acolo. Mulțumesc foarte mult Iodachi pentru beat, Codin pentru update la member, și Dono la Blanaos, de la Bogdan, parcă nu? Da, cred că la el. Să trăiască. Și vă mulțumesc și tuturor celor care ați fost aici. Thanks de likes, thanks de participare. Ne mai auzim pe un streamuț marți, cel mai sigur, seară pe Twitch, de la ora 7. Deci până atunci însă vorbim pe Discord, Instagram și toate platformele adiționale. Și vă urez o zi nemaipomenită în continuare. Acesta a fost streamul. V-am lăsat. Să trăiți. Nu uita cu poza cu ghiță. Am spus și pe Instagram că e cel mai sigur o poză cu ghiță, că chiar n-am mai pus de mult. Bun, gata. Hai, pa. Să trăiți o zi faină, un weekend minunat vă doresc și ne auzim săptămâna viitoare.